Bună tuturor celor din zodia Săgetător sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Săgetător și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 16-31 iulie 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din tot sufletul. Aveți și un mesaj suplimentar. Puteți fi chiar voi în această energie, foarte comunicativi, deschiși către acționa în direcția potrivită. Vă simțiți foarte siguri pe voi. Și cred că o să vă faceți niște mofturi în perioada imediată urmă următoare. Poate aici aveți să atrage un pic atenția. Să fiți atenți, atenți într-adevăr, la o persoană din preajma voastră. Energia pentru prima săptămână vine cu un as de monede, stabilitate materială, în primul și în primul rând, veți face un, veți face un drum sau nu sunteți voi încrezători că direcția în care veți merge sau mergeți este chiar cea potrivită, aveți niște rețineri, rezerve, gânduri, neliniști, că nu va merge, nu va funcționa, nu veți primi banii respectivi, că veți cheltui poate prea mult dacă mergeți în vacanța respectivă. Da, pentru că văd aici nevoia de a economisi. Probabil vă refuzați niște escapade sau să faceți ceva ca să vă liniștească sufletul, nu da? o vacanță, pentru că vă gândiți la bani, nu trebuie să economisesc, că am de rezolvat asta și cealaltă. Aici mai vorbim și de o alianță, de un prieten, o prietenă în care vă este alături, mai degrabă m-aș cu gândul la o energie masculină, o persoană care așteaptă ceva, să voi așteptați ceva din partea unei persoane, un semn, un mesaj, o confirmare, o deblocare a unei situații. În a doua săptămână, declarații de dragoste, cucerire, cineva este pus pe cucerire, un semn de apă, rac, scorpion, pești, puteți avea de face cu semne de pământ, ar fi capricorn, o să vă surprindă declarația cuiva. Uh, dar nu într-un sens negativ, pentru că se vede clar o creștere. Vine o ofertă către voi, vine o veste către voi, care vă zguduie în primă fază, mai apoi lucrurile se așează cum nu se poate mai bine, pentru că vorbim de foarte, foarte multă siguranță și stabilitate, poate veți să faceți cu zodia taur, un sfat înțelept, vine o persoană către voi, vă apropiați de cineva, un drum, vine cineva de la un, un drum și vă surprinde într-un mod plăcut, este vorba de o evoluție foarte pozitivă și o încântare în ceea ce se întâmplă în viața voastră. În dragoste vedeți că lăsați în urmă ceea ce vă afectează. Există așa un sentiment de neîmplinire într-adevăr, un dor, o pauză, vreți să vă revedeți cu cineva, sunteți foarte nostalgici, gânditori, emotivi vreți să știți ce se va întâmpla într-o anumită legătură de dragoste sau o revedere, poate o persoană de la drum lung vreți să vă revedeți cu această persoană, să vă întâlniți cu această persoană și da, sunt șanse foarte mari să se întâmple lucrurile acestea și de aici lucrurile iau o altă conotație pentru că vorbim de profunzime, vorbim de maturitate vorbim de completare în relațiile de dragoste iar alții dintre voi trebuie să fiți foarte precauți mai ales aceea singuri că există riscul să vă aruncați în anumite aventuri care nu au un happy end, da? adică nu ajungeți să aveți o relație de dragoste cu aceste persoane, ci totul se termină sau se consumă la nivel de aventură. Pe partea profesională, o împlinire, dar și o dezamăgire, cred că trebuie să faceți un drum sunteți cumva împinși la spate să faceți niște schimbări, să faceți niște demersuri, să acționați într-o anumită direcție și nu vă convine absolut deloc. Simțiți că faceți prea multe compromisuri și nu aveți avantaje, nu aveți beneficii, de ce ați face lucruri respectiv, ce aveți de câștigat. Numai că sunt anumite avantaje, deși nu-i vedeți voi rostul în momentul actual sau simțiți că treaba respectivă trebuie făcută de altcineva, nu de voi. Dar veți discuta încerc scuze, <coughs> veți discuta despre niște condiții, niște termeni, mergeți la un interviu, stabiliți o ședință ca să înțelegeți de ce trebuie să faceți anumite lucruri sau să spuneți ceea ce nu vă convine. Apoi, pe partea financiară, aveți un câștig extraordinar de mare, cu roata destinului aici, sunt sume de bani care vă intră în cont pe neașteptate, sunt noi surse de venit. Vorbim și de alegeri pe care le veți face, vă faceți mofturi, pofte sau vă vin bani din mai multe direcții. Deci dacă vă veți simți copleșiți la un moment dat ce fac, de unde fac rost de bani respectiv, nu vă faceți nici cea mai mică problemă pentru că soarta vi le așează, vi le așterne astfel încât să vă descurcați cu orice încercare sau provocare apare în calea voastră. Pe sănătate, odihniți-vă mai mult, pot apărea probleme. Unii dintre voi vă doriți să deveniți părinți. În cazul acesta aveți nevoie de relaxare pentru a întemeia o familie, pentru a avea parte de acea sarcină. Consumați mai multe lichide în perioada următoare, dar, per general, pe sănătate stați foarte bine. Poate unii dintre voi lucrați în domeniul medical și tratați sau țineți o dietă, alții dintre voi, sau treceți la un alt regim sau schimbați ceva în, în cazul în care țineți un tratament, unii dintre voi. Și, și acolo unde sunt situații mai delicate din punct de vedere al sănătății, să știți că se vor găsi tratamente sau rezolvări. Acum depinde și de la caz la caz. Pe partea de provocări avem, avem marele preot, sfaturi înțelepte, lecții de viață, aveți de face poate cu un taur, căsnicie, persoane de la drum mai lung. Este vorba de faptul că cineva vă oferă o informație care vă lasă pur și simplu fără cuvinte sau nu vă oferă toate detaliile unei probleme, parcă vă lasă pe voi să scormoniți, să căutați răspunsuri, posibil să aveți de face și cu Zodia Pești, văd foarte multă curiozitate și dorința de noi începuturi, cred că până în momentul actual ați mers așa pe o linie foarte clară pentru voi că totul a fost bine, că căsnicie fericită, muncă împlinită, satisfacție financiară și așa mai departe. Dar se întâmplă aici o situație care stagnează toată povestea și apare curiozitate. De ce mi se întâmplă lucrul acesta? Ce este de făcut? Pot fi niște încercări pe casă, dar nu într-un sens negativ. Totul pleacă de la o veste, da? un zvon, o veste, un mic detaliu, un mic artificiu acolo creează vâlbă sau curiozitate de a ști mai mult, de a scormâni, de a căuta mai multe informații despre această situație. Are legătură cu familia, cu împăcările, cu acțiunile rapide, poate fi chiar și o ceartă, niște mărturisiri, o declarație de dragoste. Da, sunteți căsătoriți, toată lumea este fericită, vine o persoană și vă spune că vă iubește. Rămâneți șocați, stai un pic că sentimentul e reciproc, ce facem acum? Nu m-am văzut în situația asta pus niciodată. Ce urmează? Iar pe surprize, în sfârșit, terminați o perioadă de ghinioane, de gânduri, gânduri negative, gânduri greoaie și parcă învățați să faceți lucrurile diferit. Vă îndreptați spre ceva mult mai pozitiv, cu o împlinire și cu o încărcătură sfătească extraordinar de frumoasă. Începeți noi capitole, începeți să gândiți lucrurile diferit, dar de data aceasta într-un mod sănătos pentru voi și care să aducă multă împlinire, pentru că da, veți avea satisfacție și cred că vorbim și de revederea cu o persoană dragă, da, o persoană care, pe care vă doriți în preajma voastră parcă aveți emoții, deși există un mic freamăt aici în sufletul vostru că n-are cum, nu se întâmplă, nu se adeverește dorința mea, vă treziți cu acea persoană la ușă, cu un telefon, cu un mesaj, cu un mesaj sau chiar cu acea persoană la ușă și de aici lucrurile se vor schimba radical. Poveste de dragoste, da, cred că aici vor fi vor fi niște mărturisiri pe sentimente și o atenție sporită asupra unor detalii, alegeri de făcut, sau să alegeți ce credeți și ce nu credeți în legătură cu anumite situații. Uh, multă comunicare în mediul online pentru unii dintre voi. Ia să vedem. Vorba de o poveste de dragoste mai încălcită cei e drept sau o acordați mai mult atenție unor detalii. Aici vorbim cred că și de relații de trio sau uh, un sentiment foarte profund, o dorință foarte profundă de a avea pe cineva în preajma voastră vorbim de legături puternice de leg legături menite persoane cu care trebuie să fiți într-o relație de dragoste sau veți fi într-o relație de dragoste dar cu multă reușită vă declară cineva dragostea și sentimentul este împărtășit sau vă iubiți această persoană și în sfârșit vă spune că și el sau ea vă iubește pe voi dragilor cam atât am avut să vă spun vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!